putem spune că oricum, de ce mai putem și arme la noi, de ce mai suntem dotați, că oricum vom fi omorâți. Nu, asta nu este un răspuns, nu este un cuprință de preț pe care trebuie să-l un șef al poliției. Probabil a trebuit să facă un pas înapoi în acest moment. Dar în opinia dumneavoastră, ministrul internelor a făcut tot ce trebuia pentru dotarea poliției? Încă de acum 2 ani, ministerul afacerilor ne-au promis că vor dota poliției și cu vestea antigon. Deci, în momentul de față, nu există. Dar la RECAS câte ar fi din nu avem informații cu privire la numărul de vești antigon. Știm că la nivelul ministerului s-au achiziționat undeva 300. Este insuficient în raport cu numărul 40.000 de polițiști. Șeful poliției române susține că la RECAS a fost vorba despre o organizare defectuoasă. Dumneavoastră, ce informații au? Din informațiile noastre știm că polițiștii nu au fost informați cum trebuie, în sensul că nu se știa că acel îngelop este periculos, este înarmat. Și de asemenea și dotarea, adică faptul că deținea un pistol vechi de 35 de ani care era într-un toc antic și de mult, care îi crea imposibilitatea de a-l folosi în timp util, pe când acesta putea să-l țină undeva piept unde era mult mai ușor de folosit. S-a acționat la spate, cum ați putut folosi pistolul? Nu știm, astea sunt informații pe scurs, dacă pe la spate sau din față, cum a fost acționat. Noi știm că polițistul nu era, nu deținea toate dotările necesare. Dacă nu recunoașteți că polițistul este obligat să poarte vestea antigon în care știe că nu dacă instituția pune la dispoziție, dacă instituția pune la dispoziție, bineînțeles, că nu poți veni cu bani de acasă. Asta nu trebuie să obligați? Dacă merg la un astfel de infractor periculos, cum e considerat acesta? Ce scrie la lege? E obligat polițistul să poarte vestea în situația aceasta? Și să presupunem că o are în detalii. Bineînțeles că este obligat să poarte această vestă, însă, având în vedere că nu, adică lipsește cu desăvârșire, cum se spune, nu aveam cum să poartă. Ce le cereți șefului poliției și ministrului de interne? Le cerem ca aceste evenimente să se mai repete, pentru că și acum 2 ani, știți bine, pe peronul gării din Budujeni a fost omorât acel coleg și la acel moment doamna ministru a spus că nu se va mai repeta și trăim în acest moment același sentiment, aceeași indignare, aceeași frustrare și noi nu mai dorim colegii căzuți la datorie. Nu e că vorba de ce e o problemă și la planificarea acestei acțiuni, pentru că se pare că acolo merge și investigația internă a IGFR-ului. Practic, oamenii nu știau exact unde se duce, cine urmăresc, cât de periculos este. Bineînțeles că aceste informații au fost furnizate în mod defectuos, pentru că acei colegi nu cunoșteau cu exactitate acel cazierul colegului, cazierul interlocului. În perioada destul de scurtă, acesta era urmărit internațional pentru tătărie și pe scurt se spune că și pentru acte de violență. Și acestea sunt suficiente pentru a-ți da seama că e nevoie de o intervenție mai amplă, că e o persoană periculoasă, sunt suficiente date pentru a face așa un fel de portret? Și lipsa personalului este un factor care duce la ceea ce s-a întâmplat în momentul de față, pentru că dacă sunt mai mulți colegi, dacă sau mai bună comunicare din partea instituției, bineînțeles din partea șefilor ierarhici, cu siguranță n-am asistat la asemenea evenimente. Mulțumim!